este mult așteptată de producătorii și comercianții de produse agroalimentare, dar și de cumpărători deopotrivă. Lucrările de reabilitare și modernizare a târgului de săptămână Râureni au fost inaugurate marți de primarul Mircea Gutău. La eveniment au fost prezenți și președintele Consiliului Județean Vâlcea Constantin Rădulescu, viceprimarii Carmen Preda și Eusebiu Vețeleanu, consilieri locali, reprezentanții ai administrației locale și ai SC Piețe Prest SA. Primarul Mircea Gutău susține că târgul de la Râureni este de departe cel mai frumos din țară, iar președintele Consiliului Județean Vâlcea Constantin Rădulescu a catalogat investiția drept una de importanță regională cu beneficii multiple pentru producătorii și comercianții din zona Oltenia și nu numai. Aș vrea să-i mulțumesc, domnul președinte al Consiliului Județean, că a ținut să fie prezent și domnul vicepreședinte, viceprimare, să fim prezenți astăzi la inaugurarea acestui târg de săptămână, care este pe departe cel mai frumos din țară, pentru că ne-am documentat tot ceea ce se face prin țară și acesta este cel mai frumos din țară. Vreau să-i mulțumesc constructorului pentru că am pistonat și în zilele sărbătoare să urgenteze. Investiția încă nu este finalizată 100%, dar am fost forțați să mutăm târgul de săptămână de acolo de pe Strand, să-l mutăm aici până pe data de întâi, pentru că pe întâi dăm drumul la Strand și atunci vrem să nu-i obstrucționăm nici pe cei care administrează, deci primăria care administrează Strandul. Târgul de săptămână este construit după standarde europene, după cum vedeți, nu se va mai fi acel bâlci, nimeni nu va vide în fața mașinii pe jos, deci mașinile se trag sub acest acoperiș și chiar dacă plouă, clienții vor fi respectați, cât și cei care vând sunt respectați pentru că stau adăpostiți de ploaie. Clădirea care este în față și unde avem toalete pentru bărbați, pentru persoane cu handicap, pentru femei, birouri, avem și 5 restaurante care vor fi date în folosință, bănesc, în maximum 10-15 zile, depinde fiecare cum și le aranjează mai repede. Avem loc în care se face parcare pentru biciclete, avem parcări, extraordinar de multe parcări. Vreau să vă spun că am mai construit o stradă paralelă cu acest târg de săptămână și face legătură cu ieșirea cealaltă străduță pe care am expropiat-o și mai facem o ieșire în așa fel încât târgul de săptămână să aibă două intrări și două ieșiri. După cum vedeți, ADP-ul lucrează în față și asfaltăm strada dinspre Boromir. Deci putem spune că este o investiție extraordinar de frumoasă și utilă și veți vedea că aici se dă, dacă vreți, semnul civilizației, cu adevărat semnul civilizației și chiar dacă la început oamenii sunt mai reticenți și mai... dar sunt convins că apreciază această investiție majoră. Îl felicit pe domnul primar pentru această investiție. Eu, când am intrat aici, am zis, domnule, am ajuns în altă țară. Investiția este spectaculoasă. Este spectaculoasă ca și nivel de civilizație, ca și nivel de ceea ce înseamnă să se întâmple atunci când se face comerț cu diferite mărfuri. Investiția este una importantă la nivel regional, a spune, și județean, pentru că foarte mulți vâlceni vin și vin cu marfă aici, cereale, legume, fructe și așa mai departe. Este o măsură a respectului față de oameni, atât față de cei care vin să-și facă niște cumpărături aici, dar și față de cei care stau și vând marfă și înainte stăteau în niște condiții grele, acum am înțeles că au dușuri, au toate condițiile. Este o măsură a civilizației și faptul că această investiție s-a realizat și într-un timp record, ca să spun așa, și la cât de bine arată, nu poate decât să ne bucure pe toți, să le dea Dumnezeu sănătate tuturor celor care au muncit zi de zi, de la proiectanți până la cei care au executat lucrarea și încă o dată felicitări domnului primar și echipei de la Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru acest târg, eu zic, de importanță regională. Din toată țara vin oameni să vândă marfă aici, așa că eu cred că se va vorbi despre ce se întâmplă în această locație. Eu vreau să încerc scuze pentru faptul că am țipat non-stop și la constructori și la meseriaș, dar mi-am dorit ca foarte mult ca astăzi să facem inaugurarea, pentru că până pe data de întâi se vor face mutările în acest, iar târgul va fi funcționat de data de întâi. Deci, e pentru prima dată când termin în avans lucrarea. Da. Vor mai avea de lucru 2-3 săptămâni, vor mai avea de lucru la aceste spații, cât și ADP-ul va mai avea de lucru la liniat, chiar acum se vine să linieze strada, să facă locuri de parcare, locuri pentru taxiuri. Și într-o casă în față. Mai faci curat, deci, după ce îmi grăvești. Deci, de la întâi ei voi fi funcționari. Și de aici încolo
cel care va răspunde de această administrare va fi Piețe Prest. Lucrările executate pe o suprafață de 16.500 de metri pătrați au avut în vedere practicarea unui comerț civilizat, modern, cu facilități pentru comercianți și pentru public, crearea unor fluxuri de marfă, de circulație auto și de pietoni, fără puncte conflictuale, asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, o legătură mai facilă cu orașul, o așezare spațială care să permită modularitatea și flexibilitatea. În cadrul lucrărilor de modernizare s-a construit o clădire administrativă care include și spații de alimentație publică, două module, a câte 26 de boxe pentru vânzare de legume, fructe, 4 boxe pentru vânzare de cereale și 5 boxe pentru produse nealimentare. Târgul beneficiază de un sistem de iluminat modern, de camere de supraveghere video, totodată realizându-se și împrejmuirea zonei comerciale, precum și un drum suplimentar de acces. Sigur că sunt mulțumit. O lucrare modernă într-un oraș care se modernizează în continuu. Târgul de Real Râuren este un loc frecventat de mii de oameni, special vara și toamna. Așadar, administrația publică locală trebuia să acorde atenția deosebită acestui loc, ceea ce s-a și făcut. Ochiul femeii ce spune? Ceva de vis. Nu visau râmnicenii că va exista un loc atât de frumos. Domnul primar a fost zi de zi aici. Îl felicit pe constructor că a muncit enorm. Este normalitate. Lucrările de modernizare a târgului de săptămână Râureni au fost finalizate de constructor înainte de termen cu mai bine de un an. Pot să spun că această lucrare a fost o lucrare ca orice lucrare făcută la termen, dar această lucrare e făcută la termen un an și o lună mai devreme. Deci ne-am mobilizat pentru ca acest târg să intre în funcțiune la 1 iunie. Mulțumesc primăriei pentru sprijinul acordat, mulțumesc angajaților mei și la toată lumea. Târgul de săptămână de la Râureni va funcționa efectiv începând cu data de 1 iunie și va fi administrat de SC Piețe Prest S.A., societate comercială care are drept unic acționar Consiliul Local Râmnicu-Vâlcea. Valoarea totală a investiției este de 5,63 de milioane de lei și a fost suportată din bugetul local. Primele parcometre din Râmnicu-Vâlcea vor fi funcționale în scurt timp. Primăria Râmnicu-Vâlcea a montat primele aparate de taxare în parcările publice de la Casa Științei, Complexul Comercial Nord și strada Constantin Brâncoveanu. Consiliul local a aprobat astăzi concesionarea parcometrelor societății Piețe Prest, care se ocupă de administrarea și exploatarea parcurilor publice din oraș. Aparatele funcționează cu monede de 10 și 50 de bani și bacnote de 1 leu și 5 lei, iar primarul Mircea Gutău anunță că se fac demersuri pentru ca șoferii să poată plăti parcarea și prin SMS. Domnul primar, să înțeleg că este un experiment sau este un început. Cele trei aparate de marcat care vor fi utilizate în parcările din zona respectivă, zona centrală, parcarea de aici de primărie, zona de nord și Ostroveni. Va fi un test, un început, sau într-adevăr vă propuneți ca asta să fie modalitatea de utilizare și de taxare a locurilor destinate pentru parcare publică? Avem multe zone în oraș care necesită. Am spus de foarte mult timp că vom lucruri aceste aparate de taxare. Acum se face, trebuie să vedem la testare pe CPS. Mai mult decât atât, putem discute cu firma care să fac această plată a parcării, se poate face prin SMS. Acest lucru va duce la... nu mai facem această investiție pentru aparatele respectiv, va trebui doar să punem tablice, să scriem, să indicăm numărul la care se sună ca să poți plăti cu SMS-ul. Deci eu optez pentru treaba cu SMS-ul, mi se pare mai... chiar dacă e un pic mai scumpă parcarea cu SMS-ul, dar așa că se duc în țară, în orașe mari, ca Șoc, Ploiești, Sibiu, se poate plăti cu SMS-ul, nu foarte ușor. Deci vom introduce și acest sistem în tot municipiu. Poți pune locuri de parcare, de strada cu care, plata se face cu SMS-ul, dar nu o plata. Deci să înțeleg că ăsta este un program pilot, începe în trei zone ale orașului, centru, nord și sud, ulterior urmează să le extindem. Asta va duce și la aparatul personalului. Da, aparatele pe care le montăm în momentul de față sunt și pentru oameni care nu au telefon și vor să plătească cu vise sau cu card. Dar, în general, ca toată lumea are telefon, cei care au mașină au telefon și plătesc cel mai ușor este pe SMS. Cele trei aparate au costat 157.000 de lei cu TVA inclus și vor fi puse în funcțiune în scurt timp.
10 de angajați din Vâlcea, victime ale accidentelor la locul de muncă, 8 oameni au murit, iar alți 62 au avut nevoie de îngrijiri medicale doar în 2017. Din datele oficiale rezultă că cele mai multe evenimente au avut loc la firme din domeniul construcțiilor și panificației. În anul 2017 au fost înregistrate 71 de accidente de muncă, din care 62 de accidente cu incapacitate temporară de muncă, 2 accidente care au produs invaliditate confirmată și 7 accidente de muncă mortale. La data prezentei, pe 2017 s-a mai înregistrat un accident de muncă care a fost finalizat săptămâna asta, deci toate sunt 8. Din punct de vedere al ocupației, 64 de lucrători sunt muncitori, dintre aceștia 53 sunt muncitori calificați și 11 sunt muncitori necalificați. Din punct de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidențiat faptul că bărbații cu vârstă cuprinsă între 40 și 49 de ani au deținut ponderea cea mai mare. Portretul robot pentru accidentul de muncă din anul 2017, luând în considerare ponderea statistică maximă, este sexul masculin, ocupația calificat, grupa de vârstă 40-49 de ani, vechimea la locul de muncă mai mică de un an, activitatea în momentul accidentării, specifică domeniului în care lucra, lucrătorul în industria murării și panificație, împrejurarea, pierderea controlului asupra echipamentului de muncă la care lucra, cauza legată de executant, efectuarea necorespunzătoare de comenzi și manevre. Statisticile arată că cele mai multe accidente de muncă au fost înregistrate în Vâlcea în prima zi din săptămână în jurul orei 12. În 2018, la ITM Vâlcea au fost înregistrate 52 de accidente de muncă. Partidul Mișcarea Populară se pregătește de un congres extraordinar care va avea loc la jumătatea lunii viitoare. Primul punct pe ordinea de zi a congresului fiind denunțarea fuziunii cu UNPR la propunerea președintelui PMP Traian Băsescu. Între timp, la Vâlcea, noul lider al PMP-știlor vâlceni Nicolae Pătru se chinuie să constituie organizații locale, abia dacă a reușit să strângă în partid cam 1000 de membri împrăștiați în mai puțin de jumătate din cele 89 de localități vâlcene. Cum s-ați organizațiile în județ? Cam jumătate. Din 89, cam 40. Da, da, da. Dar sunt cu orașele să le termin o lună, lună și ceva. Pe 15-16 avem congresul. Este greu pentru că toată lumea, deși au venit oameni la început, au zis da, 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 au și venit, au luat documente, dar ce? După aceea lumea mă retrag, nu mai. Nu mai e lumea, e sătură de politică. Pe 15-16 vine congresul PMP? Da, 15-16 iulie, da. Sau 16-17, când vine sâmbătă. Și vă spun că cam câți membri de parte sunt în cele 40 și de organizații? 40 și 40. În jur de 1000 și ceva. Între timp, la nivel național, membrii importanți ai partidului sunt excluși sau dezertează din PMP, cea mai răsunătoare pierdere fiind europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a trecut în barca PNL. A fost sărbătoare mare duminică în prima zi de Rusalii în Comuna Bunești. Cu micu mare toată suflarea din zonă, dar și din alte localități ale județului, s-a adunat la cea de-a 48-a ediție a Sărbătorii Căpșunului, un proiect cultural de promovare a tradițiilor legate de cultura căpșunului. Festivitățile au început cu o serie de consultații agricole oferite de cercetători, specialiști în domeniul culturii căpșunului, reprezentanți ai instituțiilor abilitate de la nivelul județului, după care a urmat momentul mult așteptat, defilarea alaiului tradițional al cultivatorilor de căpșun, însoțit de fanfara Gabriel Caborski a Palatului Copiilor din Râmnicu Vâlcea, dar și de copii și vârstnici îmbrăcați în straie populare. Postați de o parte și de alta a drumului național 64, zeci de oameni au privit cu mare încântare defilarea celor mai frumoși cai din comună, struniți cu greu de flăcăi vânjoși și doamne curajoase. Yeah, that's...
Din Alai nu a lipsit primarul Viorel Radi, profesorul Ilie Mihai, cel care în anul 1971 a pus bazele acestei sărbători oficialității locale și județene, parlamentari vâlceni și edili ai altor localități. Centenarul Marii Uniri trebuie privit și ca moment de reflecție a timpului scurs asupra realizărilor neamului românesc și trebuie să înțelegem că avem obligația morală să ducem mai departe misiunea spirituală a neamului nostru românesc. Să menținem identitatea poporului român și a limbii române. Să ne proiectăm un viitor luminos bazat pe tradiția și obiceiurile lăsate moștenire de înaintașii noștri. Acesta este scopul pentru care la Bunești îmbrăcăm straiele populare și pornim cu Alai să aducem omagiu căpșunului, fructul care cu mult timp în urmă a făcut cunoscut numele comunei noastre, pentru că de aici plecau zeci de tone de căpșuni la export. Oameni buni, astăzi vorbim despre pogorârea Duhului Sfânt. Să dea Dumnezeu ca ziua de astăzi să vă fie cu bucurie. Să dea Dumnezeu ca dumneavoastră împreună cu primarul dumneavoastră și vă asigur că și împreună cu mine și această frumoasă echipă pe care o vedeți, ne dorim să construim în logica binelui pentru localitatea dumneavoastră și vom ajuta și vom sprijini localitatea în continuare. Până atunci, bucurați-vă! Bucurați-vă de ziua de astăzi! Vă doresc ca toate zilele ce vor veni să vă fie sub semnul bucuriei și să vă dea Dumnezeu putere ca prin faptele pe care le face și pe care ne ajuta să le facem și noi, să privim cu mai multă încredere în viitor. La mulți ani cu sănătate, că e mai bună decât toate. Dumnezeu să ne ajute! Doamne ajută să ne vedem sănătoși! A doua oră când particip la sărbătoarea, în calitate de prefect. Și, într-adevăr, sunt foarte bucuros pentru că anul acesta s-au făcut și căpșunii. Anul trecut a fost condiții un pic mai vitrege. Și sper să aibă o sărbătoare reușită, pentru că e un prilej de bucurie, nu? Pentru toată lumea e un prilej de bucurie. Sunt foarte bune. Nu știu cum să facem ca acești producători să-și poată ducă marfa în alte părți, să scăpăm de intermediari, că de la producător până în piață prețul crește. E adevărat. Trebuie oarecum reveni la o idee mai veche și văd că Ministerul Agriculturii deja a pregătit câțiva pași în sensul acesta de a fi reînființate centre de colectare așa cum existau și înainte. Să sperăm că anul viitor ne va găsi în alte condiții, mult mai propice pentru toți cei care cultivă legume și fructe. Într-adevăr, foarte multă lume. Eu nu am fost de foarte multe ori la Bunești la sărbătoarea căpșunului, dar mă bucur să fac astăzi, să fiu alături de oamenii de aici și de dumneavoastră. Sper să fie o zi așa cum a fost întotdeauna, se bucură și de vreme bună. Succes tuturor și căpșuni cât mai multe și cumpărători pe măsura lor. Cu siguranță am venit cu drag la această sărbătoare. Am venit împreună cu toți colegii mei parlamentari, dar și cu președintele Consiliului Județean, la un primar destoinic, la o comună cu oameni frumoși, oameni harnici și iată că întreaga comună se află aici. Da. Ați gustat căpșunele ăsta al nostru românesc? L-am gustat nu astăzi, dar l-am gustat în zilele trecute, încă de la început. Sunt foarte bune produsele românești, indiferent că căpșune, că alte produse. Produsele românești sunt la înălțime și mult mai bune decât ceea ce se oferă pe piață din import. Vis-a-vis de primarul de aici la Bunești, domnul Radi, am fost colegi din clasa a 4-a până într-a 8-a, colegi de bancă. El a făcut școala noi la Stoinești și la invitația dânsului nu puteam să refuz. Cum credeți că a fost producția de căpșuni anul ăsta? Producția cred că a fost bunicică, în sensul că ne-a ferit Dumnezeu, cum se spune, de brumă, de piatră. Nu prea am avut probleme cu calamitățile. Sper să fie o recoltă cât mai bună și oamenii să fie, numai că aici este un pic și iaud și eu, că sunt nemulțumiți, în sensul că atunci când merg în piețe sau undeva nu-și găsesc loc. Da. Aici te-a făcut și umblat ceva, cred că și prin sprijinul dumneavoastră, printr-o campanie împotriva celor care bișnițăresc numai acolo, se duc și iau un preț de nimic și îi descurajează chestia asta. Producția din acest an a fost ceva mai bună decât în anii trecuți, susțin producătorii, în timp ce clienții laudă căpșunele românești, care sunt dulci, aromate și parfumate. Cum a fost anul pentru căpșuni? S-a făcut producție? S-a făcut, să văd, la jumătate. Că da, ploile astea acum și alea cam stricat, le-a putrezit multe. Dar făceau treabă, dacă nu dădea ploaia asta ultima acum, grindină.
Dar totuși s-au făcut. Da, totuși, da, față de anul trecut, că a degerat atunci în februarie. E muncă grea la ele? E muncă grea. Trebuie să stai aplecat. Și multă, că trebuie să le faci până la rod de 2-3 ori să le plivești, să le aranjezi, să le... Da. Și risă n-ai recoltă dacă nu-i timpul cum trebuie. Da, cum am pățit anul trecut. Lumea că sunt foarte bune. Da, așa este. De când... Sunt foarte dulci. Da. De când v-ați apucat să cultivați căpșuni? De 3 ani. Și merită să... Este multă muncă, dar este și satisfacție, este și plăcere. Da. Deci asta este ca un fel de job al dumneavoastră, de a-ți renunța la ceva ca să fiți cultivator de căpșune, da? Sunt și părinte, stau acasă cu copilul și mă ocup și de grădină. Da. Avem un soi foarte frumos, sunt foarte dulci, chiar dacă par necoapte, sunt foarte dulci. Da, văd că sunt și mari, sunt frumoase. Sunt, am avut anul acesta destul de bună producție, al doilea an. Al doilea an de producție. Suntem mulțumiți. Și diferența între astea ale noastre și cele de dincolo? Sunt la gust, clar. La gust, la miros. Și prețul e pe măsură? Adică mă întrebă ca și comerciant. Ca și cum. Suntem mulțumiți, da. Se putea și mai bine, dar avem concurența de afară. Nu toată lumea cunoaște calitatea produsului și câteodată dau bani puțin pe... Dar nu v-ați închinat când ați văzut la televizor că un kilogram de căpșuni la început era 1,5 milioane? Ba da, la noi anul ăsta s-au copt mai târziu și nu am prins acel... Dar vi s-a părut prețul? Mi s-a părut, da, clar, nu, exagerat. Ești la grădinița? Da. Cum te cheamă? Cristina Dina. Da. Ai mâncat căpșuni? Nu. N-ai mâncat căpșuni? Cum așa nu? N-ai mâncat nicio căpșună? Nu. Nici tu? Nu. De ce? Nu-ți plac sau nu ți-a dat nimeni? Nu mi-a dat nimeni. Oh, hai vino încoace cu noi, veniți cu mine încoace. Doamnă, vă plătesc eu pentru ăștia mici două căpșune, căci că n-au mâncat până acum căpșuni. Dați-le câte una și ei. Ia. Așa și tu una? Hai mâncați, să vedem cum este. Stai puțin. E bună? Sunt foarte bune. Fetiță, cum este? Foarte bune. Da? Vai, te bucuri acum, nu? Da. Bine. Uite-ți mai dă doamna încă una. Ia mușcă și din asta, să vedem cum e. Cum e? Incredibil. Bravo! Incredibil. De la cea de-a 48-a ediție a sărbătorii căpșunului de la Bunești nu au lipsit micii și cârnații care au sfârâit toată ziua pe grătare, berea blondă din pahare, muzica, dansul și voia bună. A rămas doar un mit sărbătoarea căpșunului de la Bunești, ea fiind continuată doar ca o amintire a marilor producători din zonă, susține deputatul liberal Cristian Buican. Pe vremea însă această sărbătoare era foarte importantă. Vâlcea era renumită în țară în ceea ce privește cultura căpșunelui, iar Buneștiul era cea mai cunoscută localitate din Oltenia, datorită producției mari de căpșune care se realiza aici, anual obținându-se peste 1500 de tone de căpșune care mergea la export. Din păcate, pentru agricultura românească, astăzi acest domeniul a fost neglijat de autoritățile județene și naționale, afirmă Buican. Probabil că pe timpuri această sărbătoare era foarte importantă. Astăzi nu cred că mai așa importantă, pentru că la sărbătoarea căpșunului nu mai există căpșuni. Din păcate, pentru agricultura românească, se pare că și acest domeniu a fost neglijat de către autoritățile județene și naționale și iată că o zonă în care pe timpuri se produceau cantități uriașe de căpșuni, acum nu mai produce nimic în dauna prosperității cetățenilor din această zonă. A rămas doar un mit și această sărbătoare se continuă ca o amintire a marilor producători de căpșuni din această zonă. Este un ziua localității Bunești, o manifestare culturală, o manifestare câmpenească. Cu ocazia asta eu le urez la mulți ani tuturor locuitorilor din comuna Bunești, iar autorităților le transmit un semnal de alarmă și căpșunul a dispărut din județul Vâlcea. A rămas doar un mit sărbătoarea căpșunului de la Bunești, ea fiind continuată doar ca o amintire a marilor producători din zonă, susține deputatul liberal Cristian Buican. Pe vremuri însă această sărbătoare era foarte importantă. Vâlcea era renumită în țară în ceea ce privește cultura căpșunelui, iar Buneștiul era cea mai cunoscută localitate din Oltenia datorită producției mari de căpșune care se realiza aici, anual obținându-se peste 1500 de tone de căpșune care mergea la export. Din păcate, pentru agricultura românească, astăzi acest domeniu a fost neglijat de autoritățile județene și naționale, afirmă Buican.
exemplu de afacere de familie ce poate dezvolta o comunitate. În urmă cu 5 ani, în comuna Nicolae Bălcescu a fost înființată organizația Vatra cu Idei, un ONG care a demonstrat că dacă există dorință și colaborare între membrii unei comunități, se pot schimba destine, iar viața tuturor se poate îmbunătăți. A apărut astfel Alea Terapeutică, un proiect unic în zona Olteniei ce promovează mersul cu picioarele goale ca terapie antistres. De câteva zile, Alea are în jur și un parc destinat tuturor membrilor familiei, de la cei mici până la cei mai în vârstă, care pot să-și petreacă timpul în aer liber, făcând ceea ce le place într-un mod sănătos. Vatra Park oferă acum și o serie de alte atracții, cum ar fi Tiroliana sau zona de instrucție militară, activități care cu siguranță vor face deliciul celor dornici de puțină acțiune. Cei 5 ani au trecut așa frumos, au curs. Am făcut evenimentele poate nestresată, sunt obișnuită cu ele. Acesta, parcul, într-adevăr, a fost mai dificil, dar celelalte au venit cumva natural, pentru că ne place ceea ce facem, ne plac copiii, ne place să lucrăm cu oamenii și atunci au venit, firesc, mai puțin acesta care a fost mai greu. Lumea ar putea să zică, da, ce parc într-o comună? Clar, nu-i pentru comunitatea locală, deși ei trebuie să beneficieze de ceea ce se întâmplă aici. E logic, de asta este și pentru economie socială, o afacere socială. Însă nu pentru comunitate, că ei au pădurea lor, ei se bucură deja de lucrurile astea, ci pentru omul de la oraș, pentru omul de la Vâlcea, care nu are pe cineva la țară, pentru omul de la București, de la Pitești, de ce nu? Și sunt grupuri care ne vizitează. Vin. Oamenii de la oraș, clar. Și o reconectare cu natura este absolut indispensabilă. Totodată suntem atât de încărcați negativ că un refugiu ne remontează. Vatra Park este o investiție 100% privată. Autoritățile au dorit însă să-i acorde tot sprijinul, încântați că o astfel de idee nu numai că este benefică celor ce vor să evadeze din oraș, dar protejează mediul înconjurător și, în plus, stimulează dezvoltarea din punct de vedere turistic al întregii regiuni prin încurajarea membrilor comunității de a participa la acțiunile care au loc aici. Mi s-ar părea un extrem de interesant proiect luat la scară mare și de ce nu chiar autoritățile publice locale să se implice, au suprafețe de teren pe care le pot destina acestui scop, iar la resursele financiare ale lor sau la proiectele europene se pot face asemenea chestiuni la scară mai mare. Dacă o familie cu 3 oameni sau 4 oameni au făcut pe o suprafață de 3.000 de metri pătrați un asemenea proiect în care iată am strâns cred că 50-100 de oameni. Și înțeleg că trec pe aici foarte, foarte mulți. Imaginați-vă ce înseamnă un asemenea proiect la scară mai mare de comunitate. Să sperăm că și comunitățile mari, puternice, gen oraș, municipi, vor lua aceste modele sau mai chiar mai interesant și le vor aplica. V-am spus, rămân această idee, că nu trebuie să fugim de pădure, că nu avem ce să facem în ea. Ba da, să fim prieteni cu ea, să o înțelegem, să o creștem, să o iubim și să vedeți că este un lucru frumos. Să știți că în localitatea Nicolae Bălcescu vedem și vin mii de turiști anual, fie că sunt în trecere și vin doar în vizită. Prin întemeierea unui astfel de loc, sunt convins că și muzeul va avea de câștigat și Alea Terapeutică. Noi ne ajutăm și înțelegem că doar împreună putem face lucruri frumoase pentru comunități. Și în decursul celor 5 ani de când a fost înființată organizația Vatra cu Idei s-au derulat multe activități, care mai de care mai interesante, de la șezătoare ca pe vremuri, aventuri culinare autentice, ateliere de împletituri, cursuri de bune maniere pentru tineri. Mulți au fost și turiștii care au ajuns să experimenteze terapia în aer liber propusă de inițiatorii acestui proiect. Cu toții s-au declarat încântați și dornici să repete experiența de câte ori va fi posibil. Îmi place foarte mult, sunt foarte mândră de ce au realizat și vreau să mă întorc aici cu familia mea. E prima dată când ai mai fost? Este prima dată, dar și de mult de proiectul ăsta, pentru că cumva eu și Lidana suntem rodite. Și de-abia așteptăm să vin și ei sunt foarte entuziasmați. Interesant și atletic în același timp. Ai mai fost aici? Nu. Nu? E prima dată? Da. Și ce anume te-a încântat până acum cel mai mult? Tiroliana. Tiroliana? Da. Și vrei să o încerci? Da. Nu ți-e teamă? Nu. Nu? Alea, ai încercat-o? Da. Da? Și cum e senzația? Ce e? E foarte plăcută și zic că ar trebui să se organizeze în continuare. Din plăcere și venim de fiecare dată când ne invită Dana Rădulescu, suntem prezente. Cum mi se pare parcul? A, foarte frumos. Am fost aici și la inaugurare, la începuturi, când s-a făcut fântâna și permanent. Ați încercat și Alea sau ce? Da, nu acum, altă dată. Mai la început. Da. Și de ce ar veni turiștii să încerce?
pentru recreere, pentru confort, pentru sănătate și, eu știu, divertisment, să zic. E greu? Este. Și îți place? Da. Da? Da. Dar acum ce ai încercat? Doar asta, că acum am venit. Aha. Da. Ai mai fost? Nu. Nu e prima dată? Da. Da? Și așa, ce zici? De un parc e frumos. Este? Accesul în Vatra Park din comuna Nicolae Bălcescu este liber. Cei care vor să petreacă mai mult timp în localitate au la dispoziție și o cabană aflată chiar lângă parc pe care o pot închiria. Banii strânși din închirierea cabanei vor fi folosiți pentru desfășurarea proiectelor pe care cei de la Vatra cu idei doresc să le dezvolte aici. Bun găsit de la stadionul din Pietrare, aici unde vom asista la unul dintre jocurile Superligii Vâlcene la fotbal, faza play-out. În cadrul etapei cu numărul 5 se întâlnesc ocupantele locurilor 2 și 3 în acest mini clasament, Minerul Costești în calitate de gazdă, respectiv CS Mădulari. Întâlnirea va fi condusă la centru de Alin Constantin Olaru, ajutat la cele două linii de asistenții Marius Badea și Ionuț Zaharioiu. Pe parcursul primei faze a campionatului, cele două adversare de astăzi și-au împărțit victoriile. Cu antrenorul Răzvan Milosteanu instalat de curând pe banca tehnică, roșalbaștrii de la Minerul Costești au pornit la un nou drum, iar în cele trei jocuri disputate în faza play-out, înaintea întâlnirii cu cei din Mădulari, și-au trecut în cont o victorie, o înfrângere și un rezultat de egalitate. Prima mare ocazie a partidei a aparținut oaspeților la pătrunderea decarului Andrei Florică, fază la care tânărul portar Denis Vlădoi și-a făcut datoria. Jucătorul cu același număr din tabăra gazdelor, Constantin Daniel Andrei, a avut două situații în care a căutat colțul lung, dar ambele au rămas fără rezultat. Lovitură liberă pentru oaspeți execută bine Bogdan Mihailă, dar la fel de bine intervine Denis Vlădoi. La cealaltă poartă, Alexandru Zanfirescu a trimis de la mare distanță un șut la mare distanță de poarta celor din Mădulari. A urmat un șut ceva mai precis expediat de Constantin Andrei, balonul trecând puțin peste transversală. Un spectaculos triunghi de pase în care uloaspeților a fost anihilat de fundașul Florin Ciocan, care a trimis în corner. Bogdan Mihailă a încercat din nou poarta gazdelor, dar nu suficient de periculos pentru a-i crea probleme lui Vlădoi, după care o lovitură de colț acordată la aceeași poartă avea să aducă deschiderea scorului, parafată de Mihai Clenci, și oaspeții conduceau cu 1-0. Mihailă a avut șansa să dubleze avantajul, dar nu a fost de acord Denis Vlădoi, iar dincolo, Constantin Andrei a ratat de puțin șansa egalării. Scenariul s-a repetat cu aceiași doi protagoniști. Mihailă a ratat desprinderea pentru că a trimis în bară, după care Andrei a fost din nou la un pas de egalare, astfel că la pauză oaspeții conduceau cu 1-0. Debutul actului secund a aparținut Minerilor. Radu Ionuț Moraru a trimis un șut în forță din unghi, dar balonul a ocolit de puțin ținta. Două minute mai târziu, o lovitură de colț la aceeași poartă avea să aducă golul egalizator, înscris de Alexandru Zanfirescu. Denis Vlădoi și-a făcut din nou datoria la un șut destul de periculos, după care o nesincronizare în defensiva oaspeților l-a pus în situație perfectă pe Cosmin Răducu Focaru, care a reușit să înscrie și Minerii au preluat conducerea. Oaspeții au fost aproape de egalare, însă fundașul Gabriel Alexe a trimis cu capul în corner. Tot cu capul, Moraru a încercat o execuție pretențioasă care nu i-a ieșit, același deznodământ înregistrându-se și la capătul fazei în care Andrei a încercat o execuție din foarfecă. Andrei Florică a ratat apoi marea șansă a egalării și, cum ocaziile se răzbună, lovitura liberă executată de Moraru l-a găsit perfect pe noul introdus Marin Gheorghe Păiș, autorul unei execuții de excepție, în urma căreia Minerii s-au distanțat la două goluri. La cealaltă poartă, Denis Vlădoi a deviat atât cât a fost necesar pentru a elimina pericolul, după care autorul atâtor ratări, Constantin Daniel Andrei, a trimis un șut în forță, în sfârșit a înscris și a stabilit rezultatul final, Minerul Costești, CS Mădulari 4-1. O victorie clară în cele din urmă, ce ne puteți spune despre meciul de azi? Îmi pare rău că am întârziat, am avut un pic treburi, probleme, i-am încurajat pe băieți și la 1-0,
Le mulțumim celor de la Filiaș că se țin de cuvânt și sunt trup și suflet pentru Costești. Mulțumim și domnului primar, cu toate că n-a fost, are ceva probleme de sănătate. Mulțumim AJF-ului, în schimb, că ne suspendă primarul fără nicio funcție la ASE Minerul Costești, ca simplu spectator. Mai departe, Doamne ajută, sperăm să locul întâi în noi și Dinamo. Mulțumim lui Denis, un copil extraordinar, sper să se țină de noi, dacă dă Dumnezeu să plece mai departe, cu cel mai mare drag, să-i dea Dumnezeu sănătate. Și vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți lângă noi. Ai avut câteva intervenții care au făcut diferența, ce ne poți spune? Da, a fost un meci destul de greu, cu echipă bunicică, cu câțiva jucători de experiență. Am ratat mult în prima repriză, dar în a doua repriză ne-am trezit și am reușit să întoarcem rezultatul. Ne bucurăm foarte mult pentru această victorie și sperăm să ținem tot așa. Cum a fost meciul de azi? A fost un meci greu, o echipă destul de bună, cu jucători cu experiență, cu jucători tineri unii. A fost un joc frumos pe un teren la fel de frumos și vremea ne-a ajutat. Ne bucurăm de victorie. Sperăm la cât mai mult. Ce ne puteți spune despre meciul de azi? Un meci, după cum s-a văzut, foarte greu, în care până la urmă am reușit să ne impunem. Sper să creștem ca valoare de la meci la meci și per total așa sunt mulțumit de băieți pentru devotament. Sper să pot să lucrez cu ei la antrenamente și să eliminăm aceste greșeli pe faza de apărare care le-am făcut astăzi și sper să creștem totuși ca echipă. O nouă carieră pentru dumneavoastră? Da, un nou început care e foarte greu. Când eram jucător, antrenorii când veneau în vestiar și ne certau. Acum, ce să zic, sper să mă descurc și să facem lucruri frumoase la Costești, pentru că domnul primar Toma Peștereanu este alături de noi și face eforturi deosebite ca această echipă să existe. E singura persoană din comună care ne ajută și face toate eforturile ca să facem sport în comuna Costești. În runda următoare, cei de la Minerul Costești vor avea etapă liberă, în timp ce echipa din Mădular se deplasează la Oltețul Bălcești 2014. Atât de la Pietrar pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Bun găsit de la Arena din Fedeleșoiu, aici unde vom asista la un joc din Liga 5-a Vâlceană la fotbal, Seria Nord. În această penultimă etapă, gazdele de la Oltul Dăiești, locul 3 în clasament, primesc vizita ocupantei poziției a 5-a, Lotusa Lătrucel. Între cele două formații este o diferență de numai 3 puncte, astfel că se anunță un meci extrem de interesant. Partida va fi condusă la centru de Alin Constantin Olaru, ajutat de asistenții Ion Edină Fliu și Alexandru Marian Țoiu. În partida din turul campionatului, dăieștenii s-au impus la Sălătrucel cu 2-1. Alutus Sălătrucel, în echipament albastru-alb, a venit pe arena din Fedeleșoiu, hotărâtă să își ia revanșa după înfrângerea din tur și să îi egaleze la puncte pe cei de la Oltul Dăiești. De altfel, oaspeții și-au demonstrat destul de repede intențiile ofensive și, în urma unei lovituri libere de la mare distanță, Alin Albu a reușit să îl învingă pe Alexandru Vintilescu și a deschis scorul. După un șut al lui Raul Miciuru reținut de Vintilescu, acțiunea filmului se mută la poarta cealaltă, acolo unde George Popolan a scos lovitură de la 11 metri, penalti ce urma să fie executat de Dragoș Băjenaru. Așadar, portarul Marius Nicula nu a ghicit colțul, astfel că deieștenii au restabilit egalitatea. Cele două formații au ratat pe rând câte o mare ocazie, mai întâi oaspeții prin Florin Ionescu, apoi gazdele prin Dumitru Tănase, care a trimis peste transversală. Până la pauză am asistat la același scenariu, parcă tras la Indigo, cu aceiași eroi în rolurile principale. Alin Albu își trece în cont dubla și preia conducerea pentru Alutus. La cealaltă poartă se dictează un nou penalti după un fault asupra lui Tănase, iar executantul loviturii de la 11 metri a fost cine altul decât Dragoș Băjenaru. Doi la doi așadar, acesta a fost și rezultatul pauzei, după ce Virgil Simion a ratat șansa de a prelua din nou conducerea pentru oaspeți. Debutul actului secund a adus gazdelor o mare ocazie, dar șutul trimis de Tănase la colțul lung nu și-a atins ținta. A venit rândul lui Constantin Ciobanu să creeze panică la poarta oaspeților. A făcut-o de două ori la aceeași fază, dar fără rezultat. Rămânem la aceeași poartă, aici unde George Popolan a încercat un șut lobat, care nu i-a reușit pe deplin. Execuția respectivă avea să-i iasă lui
lui Dumitru Tănase, cel care la a doua astfel de încercare a înscris și oltenii din Dăiești au preluat conducerea. 4 minute mai târziu, Gheorghe Stelian centrează până la Tănase, noarul gazdelor întoarce în fața porții pentru Bogdan Lățea și noul intrat în teren dublează avantajul dăieștenilor. Golul cu numărul 5 pentru Oltul putea să vină din bocancul lui Dumitru Tănase, dar Nicula a fost salvat de transversală. Dacă nu a fost gol, a fost eurogol, o execuție de excepție care a purtat semnătura lui George Popolan. Hai, primar, trage la poartă, bă! Așa ăla e! Pentru a restabili egalitatea, oaspeții au avut exact 3 ocazii de poartă semnate pe rând de Adrian Bănățeanu, Florin Stârcu, respectiv Virgil Simion. Așa cum se vede, niciuna nu a fost fructificată, astfel că derbiul de tradiție, Oltul Dăiești, Alutus Sălătrucel, s-a încheiat de această dată 5-2. Cum a fost pentru dumneavoastră acest meci? Un meci foarte important, un meci cu ambiții, deoarece totdeauna când se joacă două echipe din două localități apropiate, există acea rivalitate. Îi felicit pe adversari pentru meciul de astăzi, dar în primul rând felicit echipa Oltul Dăiești, care astăzi a făcut o figură frumoasă, s-au dăruit și s-a văzut un rezultat bun pe care noi l-am obținut astăzi. O victorie clară, ce ne puteți spune despre meciul de azi? Să rămână în primul rând, o victorie muncită, felicit ambele echipe, un meci pentru noi greu, dar am reușit să ne mobilizăm și în final eu zic că am fost echipa mai bună și am câștigat meritat. În primul rând țin să vă țin bună ziua. Meciul de astăzi a fost disputat pentru că și acolo au fost niște clinciuri la început. Ce să vă spun, am avut portarii amândoi, au fost puțin accidentați. Până la final s-a văzut cine a fost mai valoros. Felicitări pentru victorie, ce ne puteți spune despre acest meci? A fost un meci frumos, chiar... Cum să vă zic, prima repriză au fost cam bunicii și ei, dar după pauză cred că i-am luat la treabă și zic eu că merităm rezultat. În ultima etapă, Oltul Dăiești va juca în deplasare cu ASC Vâlcea Sport, în timp ce Alutul Sălătrucel va primi vizita liderului Atletico Râmnicu Vâlcea. Atât de la Fedeleșoiu pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. Bine, Mariu! Hai, primare, trage la poartă, băi! Așa ăla e! Ăla e, băi! Ăla e! Bun găsit de la Arena Hidro din Râmnicu Vâlcea, aici unde se derulează cel de-al treilea weekend în Cupa Speranțelor la fotbal pentru copii. De această dată, întrecerea este rezervată echipelor având în componență jucători în vârstă de până la 14 ani. În marea finală se vor înfrunta Pro Junior Craiova 1 și Olimpic Râmnicu Vâlcea. În prezența lui Jean Vlădoiu, trimisul Federației Române de Fotbal, în cel de-al treilea weekend, la cea de-a patra ediție a Cupei Speranțelor, am asistat pentru început la finala mică, disputată între Gib Mihăescu Drăgășani în tricouri verzi și Sporting Pitești. Argeșenii au condus cu 2-0, dar cu 7 minute înainte de final, oltenii au redus din handicap, iar atunci când mai erau 2 minute, au obținut un penalti pe care l-au transformat și au restabilit egalitatea. Evident, au urmat loviturile de departajare, la capătul cărora victoria a revenit elevilor profesorului Octavian Mățoc. Felicitări pentru victorie. Cum a fost pentru voi finala mică? A fost prima dată grea. Ne-am primit 2 goluri, după ne-am revenit. A fost un meci greu, am ratat mult. Se putea și mai bine, să dăm mai multe goluri. A fost un meci greu,
nu pot să zic că a fost o echipă foarte grea, numai că ne-am complicat noi. Am jucat cu o echipă destul de modestă, însă ratările noastre au costat și putem spune că am avut și puțin noroc. O echipă bună, destul de grea. Au avut niște fundași buni, dar până la urmă tot i-am bătut. A fost un meci greu, am câștigat, am revenit, a fost foarte bine. De la început am avut probleme, dar pe parcurs ne-am creat ocazii, dar nu am reușit să marcăm. Dar la sfârșit ne-a ajutat norocul și astfel am reușit să câștigăm azi. Ați obținut locul 3, cum a fost turneul pentru dumneavoastră? Mulțumesc frumos! Un turneu reușit, ca de fiecare dată. Suntem la a treia sau a patra participare la acest turneu, invitați de Hidrom. Sunt mulțumit de rezultat, de jocurile făcute de echipa noastră, ținând cont de faptul că componenții echipei sunt mai mici de vârstă. Majoritatea sunt născuți în anul 2005. Ne-am bucurat de toate jocurile, indiferent de rezultat, și țin să felicit pe Narcis, pe Bogdan Mihalache, organizatorii acestui turneu. Ce părere aveți despre turneul de la Râmnicu-Vâlcea? Foarte frumos, am văzut jocuri foarte interesante, cel puțin și finala mică, acum așteptăm să vedem finala mare. Sunt copii deosebiți și talentați. Cred că asta a fost problema fotbalului românesc mulți ani de zile. Mă bucur tare mult că avem parte de să participăm la asemenea evenimente, să avem cât mai multe turnee. Asta cred că nu poate fi decât un câștig pentru fotbalul românesc. În marea finală, galben-negri de la Pro Junior Craiova au întâlnit așadar pe Olimpic Râmnicu-Vâlcea. Singurul gol al primei reprize a fost înscris de oaspeți. În actul secund, craiovenii au mai înscris două goluri identice. Spre final, vâlcenii și-au trecut în cont golul de onoare și au pierdut marea finală cu 1-3. Cum a fost pentru tine finala turneului? A fost una dificilă. Noi am, fiecare echipă a jucat foarte bine. Acum s-a văzut diferența, ei erau mai pe forță, asta a făcut diferența. Păi frumoasă, ploioasă, a fost bine, s-au comportat bine, arbitrii, așa și așa, a fost bine oricum. Păi a fost o finală grea, am întâlnit o echipă foarte bună și eu cred că am jucat bine din punctul meu de vedere și la fel. Înainte de toate și de orice, vreau să felicit personal toți copiii participanți la această competiție și vreau cu toții să-i aplaudăm, pentru că pentru ei facem aceste competiții. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în organizarea acestei competiții, mass media vulceană, mass media națională, toți partenerii și prietenii noștri care au fost alături de noi, Federația Română de Fotbal, Primăria Vâlcea, DGTS Vâlcea, AJF Vâlcea și toți cei care au fost alături de noi. Mulțumesc frumos! Bună ziua, dragi părinți, stimați antrenori, băieți, vă felicit pentru efortul depus. A fost un turneu deosebit, cel puțin în final am văzut niște jucători extraordinari pe care îmi doresc să-i văd și la echipa națională, în lotul echipei naționale, și sunt ferm convins că dacă veți munci la fel, veți ajunge la echipa națională. Sincere felicitări, multă baftă. Pentru noi ca federație, după cum o să vedeți, nu există locul 1 și locul 4, toate cupele sunt la fel, toți veți avea locul 1 și nu rămâne decât să vă urez multă baftă și să mulțumim tuturor celor implicați, mai ales organizatorilor care au fost la înălțime de fiecare dată. Felicitări și multă baftă în continuare! Olimpic Râmnicu-Vâlcea, antrenor la Bărbuț. Pro Junior Craiova, antrenor Mircea Popa. Felicitări, copii! Câteva concluzii finale despre acest turneu. Bună ziua! Turneul Cupa Speranțelor, ediția a patra, organizat de CS Hidro, împreună cu iSport și cu ceilalți sponsori, a fost o competiție, după părerea mea, reușită, a avut succes. De la an la an a crescut ca și număr de participanți. Anul acesta a fost cea mai numeroasă ca participanți. S-a desfășurat pe perioada a trei sfârșit de săptămână, trei weekenduri. În sfârșit, competiția și-a atins scopul,
Au fost văzuți mulți copii talentați care probabil vor face pasul spre categoriile superioare. De asemenea, anul acesta am avut aproape și foarte aproape Federația Română de Fotbal, care a trimis la fiecare sfârșit de săptămână reprezentanți să vadă cum se desfășoară competiția. Probabil că în curând o să o pună pe programul federației, sper să facem chestia asta și o să încercăm să facem lobby, astfel încât să devină o competiție națională. Și asta a fost națională, dar să devină organizată de Federația Română de Fotbal. Din câte am discutat cu reprezentanții federației, au un program asemenea competiții și probabil că se va regândi, se vor regândi și campionatele naționale de copii și juniori de vârstele 12-13-14 ani, astfel încât să fie cuprinși cât mai mulți copii în această competiție. Ce părere aveți despre turneul de la Vâlcea? Foarte frumos, reușit, un turneu reușit, am văzut copii extraordinari și organizatorii jos pălăria. Chit că ne-a plouat puțin la sfârșit, dar asta este bine. Felicitări încă o dată și cred că ăsta e izvorul nesecat pentru noile talente. De aici ne vom alimenta și la echipa națională cu jucători. Am văzut deja 2-3 copii la 14 ani, vom avea în viitor apropiat la echipa națională. Sincere felicitări! Atât de la frumoasa arenă din nordul Râmnicului, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.